Bună seara, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit în fața micilor ecrane. Noi aici, în platoul Alba TV, la o emisiune, o nouă emisiune Călători către noi înșine, un nou subiect, o nouă săptămână din viața noastră, poate mai buni, poate mai liniștiți după Paști, după sărbători, după toate evenimentele din viața noastră. În seara aceasta vom dezbate o temă nouă, nouă pentru noi aici la Călători către noi înșine și nouă pentru noi ca și comunitate și societate. Și o să vă spun și care este subiectul. Terapia ocupațională. Simplu, două cuvinte cu semnificații multiple, mai ales pe plan terapeutic, mai ales din punct de vedere al persoanelor care ar avea nevoie de un terapeut ocupațional în România zilelor de astăzi, dar care încă nu se pot bucura de un astfel de profesionist. O să discutăm în această seară despre terapie ocupațională, despre ce înseamnă terapie ocupațională, cui este destinată această formă de terapie și cine poate beneficia de ea, împreună cu invitata noastră din această seară, doamna Adelea Cristina Cordon, terapeut ocupațional. Bună seara și bine ați venit în emisiunea noastră! Bună seara! Mulțumesc frumos pentru invitație! Mă bucur că cineva s-a gândit să aducă în atenția publicului această nouă meserie care a apărut pe piața din România, terapia ocupațională. Mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră și, dragi telespectatori, vreau să vă mărturisesc și motivul pentru care încercăm să facem această emisiune despre terapie ocupațională. Anul trecut, în toamnă, eram prin cetatea Alba Carolina, plimbându-mă într-o zi de duminică, am văzut un afiș pe care scria cu litere mari o invitație la zilele terapiei ocupaționale. De curiozitate am intrat împreună cu soția la universitate, într-o sală în care se desfășura acest eveniment și acolo am luat legătura cu specialiștii și persoanele care activează în domeniu aici, în Alba Iulia. Și de atunci mi-am pus în minte că, în măsura în care se va putea, o să încerc și o să încercăm împreună să, eu știu, să facem mai vizibilă această nouă profesie, cum a spus doamna Adelea Cordon, terapeut ocupațional. De ce nouă profesie? Pentru că la noi în România nu au terminat decât trei promoții până acum la Bacău. Bacău fiind prima universitate din România care a adus această profesie și a reușit să o acrediteze în lume, este de foarte multă vreme. În Europa, de exemplu, din anul 1950 este recunoscută ca și meserie de sine stătătoare. În Alba Iulia a fost adus ca și specializare la facultatea 1 decembrie 1918 din anul 2011. În 2014 fiind prima promoție care a terminat, prima promoție de terapeuți ocupaționali. A fost scris un proiect, POSDRU, și în cadrul acestui proiect pentru implementare de noi meserii în România. Și astfel că și Alba Iulia se poate lăuda. Se poate mândri că exact. Este partener cu Bacău și Piteștiu. Sunt cele trei universități din țară unde există această specializare și unde deja au absolvit primele promoții de terapeuți ocupaționali. Mulțumesc de această clarificare a lucrurilor, mai ales a realității existente la nivel local și la nivel național în ceea ce privește terapia ocupațională. Doamna Cordon, sunteți terapeut ocupațional. Da. Explicați-ne, spuneți-ne mai multe despre dumneavoastră ca și terapeut ocupațional, ca și profesionist în acest domeniu și ulterior o să încercăm să detaliem mai mult ce înseamnă de fapt terapia ocupațională, astfel încât telespectatorii noștri să înțeleagă și cine știe, poate cineva care va avea nevoie de ajutor, poate inspirăm pe cineva care să urmeze studii la nivel de licență pentru această profesie și sperăm că aportul nostru să fie unul educațional și informațional în primul rând.
Deci, așa cum ați spus, mă numesc Delia Cordon, sunt terapeut ocupațional la Centrul Arensberg din cadrul direcției de GASPC Alba și am ajuns acolo printr-o întâmplare fericită, pot spune eu. Am făcut voluntariat timp de un an de zile în acel centru pentru că îmi pregăteam lucrarea de licență și doream să cunosc mult mai îndeaproape copiii cu sindrom Down pentru că făceam lucrarea de licență pe această temă. Iar acolo am găsit niște oameni deosebiți, un personal extraordinar. Îi mulțumesc pe această cale domnișoarei dr. Lazia Rodica pentru profesionalismul cu care lucrează și pentru faptul că tot timpul tratează oamenii, indiferent de etnie, de situație materială, sunt tratați toți cu aceeași măsură. Deci nu există discriminare și iar de profesionalism nu mai am cuvinte să spun. Sunt niște oameni minunați acolo și mă bucur că am reușit să ajung să lucrez acolo. Eu sunt printre puținii cei angajați, pentru că deocamdată în România există o problemă. Chiar dacă este apărută în cor ca și meserie, momentan nu prea există posturi, cel puțin la noi în Alba Iulia. În Bacău, am discutat cu cei din Bacău, acolo au apărut mult mai multe posturi. Acum noi suntem un pic mai în urmă decât Bacău. Bacău au deja 3 promoții care au terminat. Probabil că și după această emisiune vor începe să afle că existăm, că deja suntem absolvenți și vor începe anumite, știu eu, centre, ONG-uri să ne caute și să angajeze cât mai mulți colegi. Doamna Cordon, ce înseamnă în fond și la urma urmei terapie ocupațională? Deci, terapia ocupațională este de fapt o profesie de îngrijire a sănătății, dar în primul rând este centrată pe pacient și se preocupă de promovarea stării de bine prin intermediul ocupației. De ce zic că este centrată pe client? Pentru că orice plan pe care îl vei face va fi personalizat în funcție de acel individ. Nu este ca la medic, ai boala cu tare, ți se prescrie rețeta cu tare. Aici nu merge. În primul rând trebuie discutat cu persoana respectivă să vezi ce nevoi are ca apoi să-i poți stabili un plan de intervenție efectiv personalizat. Să știi ce vrea, că degeaba eu îi prescriu să facă ceva și el nu va vrea să facă acel lucru pentru că nu vom obține rezultatele pe care le dorim. Deci aici este marea diferență că trebuie în primul rând să asculți de nevoia omului, ceea ce își dorește efectiv clientul respectiv. De asta ați spus dumneavoastră că este o abordare centrată pe client, pe persoana căruia sunt destinate aceste servicii. Ați pomenit de faptul că este o profesie care urmărește să îmbunătățească calitatea vieții prin ocupație. Ocupație nu înseamnă efectiv muncă. Asta e bine să delimităm astfel încât să telespectatorii să nu înțeleagă că îi trimitem oamenii bolnavi să muncească. Nu. Deci, ocupație, așa s-a denumit internațional, dar de fapt înseamnă toate activitățile noastre zilnice. Inclusiv spălatul pe dinți este o ocupație, mâncatul este o ocupație, îmbrăcatul hainelor, toaleta, igiena intimă, toate sunt ocupații. Deci să nu o vedem efectiv ca și pe serviciu, ca trebuie neapărat să merg la lucru. De-a lungul istoriei, când au început de fapt să apară primii terapeuți ocupaționali, au început exact în spitalele de psihiatrie. Pentru că și-au dat seama că dacă le dau
o ocupație, zis în ghilimele, ocupație, adică dacă le ocupă timpul, de fapt, cu activități care le plac, atunci ei uită de boală, uită de... și nu mai au acele episoade de depresie sau știu eu ce alte tentative suicidale. Dacă îl lași pe om să picteze, dacă lui îi place să picteze, lasă-l să picteze. Dacă îi place să facă grădinărit, lasă-l să facă grădinărit. Nu înseamnă, deci nu, nici să-i impui, să-i lași lui libertatea de a alege și într-o așa măsură în care să se simtă bine. Iar copiii mici, nu înseamnă că îi punem la muncă, nu, la ei jocul. Prin joacă se pot obține rezultate extraordinar de multe și de frumoase. Ați pomenit de diverse activități care intră în toate, ADL-uri. Așa în ADL-uri, activități zilnice. Și care toate intră sub aceeași umbrelă de terapie ocupațională și ne-ați spus și două categorii de persoane către care se poate oferi acest serviciu de terapie ocupațională. Ați pomenit de persoane cu probleme de sănătate mentală și ați pomenit și de copii. Știu că înainte, mi-a venit în minte acum că ați spus de istoric, înainte se folosea termenul de ergoterapie. Da, la ora actuală există două curente. Cel englez, care folosește termenul de terapeut ocupațional, și cel francez, ergoterapie. La noi în România se face un pic o diferență. Ergoterapeutul este cu studii medii, terapeutul ocupațional fiind cu studii superioare. Și atunci terapeutul ocupațional face planurile, efectiv planurile de intervenție, nu lucrează numai efectiv să supravegheze. Deci nu este instructorul de ergoterapie. Da. Am înțeles. E bine să facem această distinție și e bine să știm că, apropo de spitale, de psihiatrie, abordarea aceasta și spre aduce o activitate în folosul sănătății mentale, sănătății fizice, pentru creșterea calității vieții, a apărut de foarte mult timp. Pe lângă spitale, încă dacă stăm și ne gândim bine... Și după războaie, pentru exact. Că atunci apăreau tot felul de invalizi, de persoane cu dizabilități. Că mai nou nu mai avem voie să folosim persoane cu handicap, sunt persoane cu dizabilități și aveau nevoie de ceva să-și ocupe timpul. Nu numai că aveau nevoie de ceva să-și ocupe timpul, dar au apărut tot felul de orteze, de proteze care să-i ajute să-și poată desfășura viața în continuare. Adică nu însemna că dacă, știu eu, i se amputa un picior, acea persoană, gata, trebuia să stea într-un pat și acolo să zacă. Nu, au apărut tot felul de adaptabilități ale exact. Mediului, astfel încât să-i putem face viața mult mai ușoară. Ați adus discuția într-un punct care mi este mie foarte drag. Și anume, la punctul în care, indiferent de patologia de care suferă o persoană, de problemă, de dizabilitatea care a apărut, a fost dobândită sau care persoana s-a născut, ființa umană este o ființă socială, care are nevoie să participe la viața societății, a comunității, este îndreptățită să facă lucrul ăsta, e chiar bine, e sănătos, e sanogen să participe, să facă ceva. Și aici cred că e marele avantaj al terapiei ocupaționale, că valorifică acest potențial, al faptului că persoana se poate simți utilă prin deprinderea unor abilități în cadrul terapiei ocupaționale, se poate simți utilă, poate să crească stima de sine, astfel se poate deschide, poate socializa și de aici o serie întreagă de rezultate pe care la un moment dat o să le abordăm împreună și să vedem în ce măsură terapia ocupațională schimbă calitatea vieții, schimbă oamenii, schimbă atmosfera dintr-o familie și așa mai departe.
Tocmai vroiam să spun că exact pe acest segment de piață a apărut și necesitatea acestei meserii, tocmai pentru a putea fi reintegrați persoanele cu anumite dizabilități, pentru a putea fi reintegrate în societate. Nu înseamnă că dacă ai o mică dizabilitate, trebuie să fii dat la o parte și nu mai ești bun. Dacă ne aducem aminte și în timpul comunismului au existat anumite centre unde persoanele cu dizabilități, în special persoanele nevăzătoare, chiar aveau ateliere unde puteau munci. Da. Și acum există, au început să apară anumite ateliere protejate la nivel de țară. Sunt mai puțin în Alba Iulia, să sperăm că vor apărea în viitor, pentru că e păcat, eu văd acum în centru, sunt persoane, dar numai până la 18 ani pot beneficia de ajutorul din centru. După 18 ani se trezesc că rămân un pic ai nimănui. Că prea puțină lume mai își aduce aminte de ei. Și este păcat pentru că pot să facă anumite lucruri chiar dacă au anumite dizabilități. Este situația în care se află mulți tineri din sistemul de asistență socială românesc, nu numai la Alba Iulia, pe plan național, pentru că nu există, din punctul meu de vedere, un sistem oferit de comunitate care să conține într-o oarecare măsură efortul pe care îl face Direcția de Asistență Socială până la o anumită vârstă. Comunitatea într-o oarecare măsură ar fi bine să-și organizeze un astfel de sistem propriu de asistență socială pentru adulți, astfel încât să-și poată susține singură. Sunt modele la nivel european care atestă acest lucru, că intervenția în comunitate la un moment dat e făcută de comunitate și nu e mai făcută de strict de autoritatea locală. Discuțiile aici sunt foarte lungi, nu intrăm în domeniul ăsta, mai ales că e vorba de finanțare și alte lucruri. Pe noi ne interesează în această seară să punem pe tapet terapia ocupațională, terapeutul ocupațional și avantajul, efectul pe care îl creează acest fel de terapie în cadrul comunității. Ați pomenit la început și vreau să ne referim în continuare la persoanele cu dizabilități. Care sunt persoanele exact. Care beneficiază, care sunt beneficiarii. Deci beneficiarii sunt de fapt toate persoanele cu dizabilități, indiferent de natura lor, inclusiv și persoanele vârstnice. Terapeutul ocupațional putând să lucreze atât în spitale, atât în centre de îngrijire a persoanelor vârstnice, atât în cadrul ONG-urilor, inclusiv în universități, în domeniul de cercetare. Deci este o paletă foarte, foarte, destul de mare, de vastă, în care terapeutul ocupațional își găsește loc. Eu știu personal lidere unor ONG-uri de pe plan local care simt sau resimt nevoia existenței unui terapeut ocupațional. Cu ocazia aceasta vor afla că sunt absolvenți și pot să-i angajeze. Cum ar putea fi motivat un angajator? O persoană, să zicem un ONG, care are un centru, care se ocupă de o anumită sferă, de o anumită categorie de persoane cu dizabilități. Cum poate fi motivat? Care ar fi beneficiile? De ce un ONG ar fi util să aibă în structura lui un terapeut ocupațional? Pentru că terapeutul ocupațional personalizează planul de intervenție și se ocupă de starea de bine, de bunăstarea pacientului. Iar dacă pacient, în primul rând, haide să luăm, un pacient pleacă acasă și pleacă într-un, ne referim la cei haideți să luăm un caz specific. Exact. Da. Și probleme motrice. A
avut, să zicem, un accident, a rămas paralizat, este în scaun cu rotile. Dacă ajunge acasă, în primul rând, o să constate că ușa la intrare este prea mică pentru pentru fotoliul rulant. Deci, în primul rând, înainte să ajungă acasă, vor trebui să fie făcute niște adaptări ale mediului. Dacă stă la etaj, să aibă o rampă sau un lift. Exact. Da, ca să poată să ajungă mult mai ușor acasă. Vor trebui modificat interiorul, ușile, ca să poată permite intrarea. Vor trebui eliminate covoarele. Un lucru foarte important. Pentru că riscă să alunece, să cadă. În baie, de exemplu, vor trebui amenajate lângă vasul de toaletă un mâner pe care să se poată sprijini. Există tot felul de adaptări și un terapeut ocupațional le poate spune, ok, se poate căuta și pe net, nu e asta o problemă, chiar discutam cu cineva și în Italia, ultimul care își dă acordul de plecare din spital este terapeutul ocupațional. De ce? Tocmai pentru chestia asta, să vadă dacă omul, când va ajunge acasă, va putea să se descurce. Dacă mobila este prea sus, va trebui coborâtă mai jos ca să poată să ajungă la nivelul de unde să poată să lucreze, să-și ia anumite vase, să poată să gătească. Există inclusiv o adaptare la nivelul veselei, da, pe care o folosește, linguri mai grele pentru cei cu tremur la nivelul mâinilor. Cu tot felul de adaptări, cu scai, ca să poată să țină, sau sunt acele căni cu ambele toarte, ca să nu verse din conținut, sau linguri mai adânci, mult mai adânci, că și dacă mai varsă, totuși să rămână. Deci există foarte multe adaptări și sunt persoane care nu știu dacă vor exista și la nivelul spitalului anumiți terapeuți ocupaționali. Acei terapeuți ocupaționali îi vor învăța anumite lucruri pe pacient înainte să meargă acasă și să se trezească, am ajuns acasă și ce fac? Cum mă descurc? Primul pas când l-am făcut, m-am împiedecat cu căruciorul de covor, am căzut, mă lovesc mai rău și ce am făcut? Ajung din nou în spital, poate și mai grav decât prima dată și... Iată, dragi telespectatori, în câteva zeci de secunde, doamna Delia Cristina Cordon, terapeut ocupațional, ne-a oferit deja informații importante. Căutam un cuvânt care să semnifice cu adevărat importanța acestor informații. De ce? Pentru că, așa cum a spus dumneaei, o persoană care are o problemă, are o dizabilitate la nivelul aparatului locomotor, care ajunge acasă după o perioadă de spitalizare, într-un mediu care nu mai este așa de prietenos, din păcate, ca și structură, ca și disponibilitatea lucrurilor de care respectiva persoană are nevoie, va suferi pe plan psihologic, zic eu, în primă fază și ulterior ca și funcționare la nivelul fiecărei zile. Cât de important este o astfel de adaptare a mediului, cât de important este să ai o rampă de acces în locuință, să nu mai ai praguri în casă, astfel încât să poți să te deplasezi fără să te împiedici. Cât de important să ai un dispozitiv de susținere la duș, un scaun special făcut pentru cadă sau pentru cădița de duș. Cât de important este să ai o lingură, cum a spus doamna Cordon, o lingură adaptată, din care, deși tremur, să nu mai vărs atât de mult, astfel încât să pot să mănânc. Lucruri pentru care pentru noi ceilalți, care nu avem o dizabilitate, par... Banale. Pe când pentru o persoană cu o problemă, cu o dizabilitate, ele devin cruciale, ele devin marcante, marchează funcționarea, până la urmă alimentația și așa mai departe.
De exemplu, persoanele care suferă un accident cerebral, la un moment dat uită anumite lucruri. Deci trebuie efectiv reînvățate acele lucruri și trebuie să ai răbdare cu ele, exact cum ai cu un copil mic. Trebuie, pentru că de multe ori exact aceste nevoi sunt primordiale. Deci exact. Nevoia de autogospodărire și de-aia zic că trebuie să-l iei să-l înveți, să se spele iară pe dinți, să mănânce, da, exact. Să reușească să se îmbrace sau, știu eu, pot să rămână paralizați pe o anumită parte și atunci cu partea cealaltă trebuie să învețe să se descurce. Pentru că nu tot timpul există cineva lângă ei care va putea să-i ajute să se îmbrace sau să le dea să mănânce. Exact. Situații extraordinar de dificile și de marcante în viața unui om atunci când trece de la o funcționalitate ridicată la o funcționalitate scăzută. Este în primul rând un joc la nivel psihologic și apoi funcționarea scăzută va aduce cu ea o serie întreagă de alte efecte. Pe plan social, chiar medical, având în vedere că există necesitatea unui tratament și așa mai departe. Am vorbit astăzi despre, dragi telespectatori, despre terapie ocupațională. Doamna terapeut ocupațional, invitată în platou în seara aceasta la Călători către noi înșine, ne-a oferit câteva informații foarte importante. Într-un timp foarte scurt am primit informații foarte importante. Ați pomenit despre beneficiarii acestei terapii ocupaționale. Eu vreau să mergem un pic într-o altă sferă de interes. Și anume echipa terapeutică. Lucrați într-un centru și în general în România zilelor noastre multidisciplinară. Exact, lumea tinde să lucreze în echipe multidisciplinare pentru că, mie îmi place să spun, un om nu e numai corp, cum nu e numai suflet, exact. Cum nu e numai psihic. E toate Dar astea fiecare, la un loc. Fiecare acolo și are rolul lui și exact ca într-un puzzle, dacă lipsește o piesă, acel puzzle nu este complet, exact și aici, dacă ceva lipsește, la un moment dat nu se obțin rezultatele care le dorim. Din punctul acesta de vedere, la nivelul comunității, al societății românești, în puzzle-ul acesta a lipsit terapeutul ocupațional. O persoană și lipsește, din păcate, în unele organizații, chiar instituții ce țin de guvern și de statul românesc, lipsește această persoană care să vină să completeze acea lipsă. Până acum acea lipsă era susținută de către psihoterapeut, de către kinetoterapeut, deci de, poate și de către medic, câte un pic din fiecare. Acum a apărut și terapeutul ocupațional și își ia înapoi feliuța de tort. Într-un mod cu totul și cu totul profesional, pentru că profesionalizarea, specializarea a profesiilor într-o echipă terapeutică e foarte și, zic eu, punerea fiecărei profesii la locul ei este foarte utilă, pentru că trebuie să avem în calcul faptul că vorbim despre pacient, vorbim despre persoana cu dizabilitate, persoana care are nevoie. La terapeutul ocupațional îl numim client. Pacient este un pic cam distant. Și este mai mult ține de persoanele internate într-un spital. Da. Da. Aici relația este un pic mai de suflet, este mai apropiată, mai și atunci altfel se creează o legătură mai strânsă, pentru că trebuie să-ți spun în final efectiv ceea ce își dorește el, ca tu să poți să știi ce să-i adaptezi, cum să-i faci planul, ca să știi cum să obții.
Și nu vă închipuiți că se vor obține rezultate așa într-o săptămână sau într-o lună. Chiar vreau să vă întreb lucrul acesta. Nu, deci se fac într-adevăr niște planuri, dar se urmăresc pe termen. Depinde și se fac reevaluări, să vezi dacă ai obținut rezultatul scontat, dacă nu ai obținut, încerci altă terapie, dar tot timpul trebuie să ții cont de ceea ce își dorește clientul, de ceea ce și ceea ce acceptă să facă, pentru că degeaba eu o să-i spun, nu domnule, te duci acasă și ridici cu mâna dreaptă 100 de greutăți, că așa vreau eu să-ți dezvolți mușchiul. Dacă omul nu poate sau dacă efectiv nu vrea, eu degeaba îi impun un lucru pentru că el nu o să-l facă și eu nu obțin rezultatul care îl doresc. Trebuie discutat, poate mai ceva decât ca și cu copiii mici, ca să-l lămurești și să vezi și în primul rând să vezi ce își dorește și acea dorință să fie mult mai mare decât știu eu că poate la un moment dat va fi durerea, va fi imposibilitatea de a executa ceea ce îi spui tu să facă și aici tocmai asta ziceam că dorința de a face acel lucru trebuie să fie mai mare ca să poată să depășească și să-și dorească, să ajungă să facă acel lucru. Pomeneați de aceste rezultate care vin nu tocmai ușor. Uneori greu, foarte greu. În unele cazuri, cred că deloc, în funcție de gravitate. Dar am pomenit și de ceilalți membri ai echipei terapeutice. Ar fi oare util să... În primul rând, terapeutul ocupațional va trebui să discute și cu familia. Pentru că o parte foarte importantă în această echipă, ca să-i zic așa, este familia. Familia, da, este familia și prietenii. Acum, dacă ne referim la persoane care, adulte, care în urma unor evenimente nefericite au ajuns într-o anumită fază și se confruntă cu dizabilități. Prietenii trebuie să-i susțină, dar în primul rând familia. Familia trebuie să înțeleagă. Sau în cazul copiilor născuți cu anumite probleme, atunci mama este cea care trebuie să înțeleagă și să fie cea care îl ajută foarte mult. Pentru că există într-adevăr și centre, cum există acest centru Arensberg, unde se fac anumite tratamente de recuperare, dar dacă părinții acasă nu repetă ceea ce se face în centru, cât timp stă în centru copilul recuperează, dacă acasă nu continuă, pierde și atunci este păcat de munca pe care a fost făcută în centru și de aceea trebuie în primul rând familia, în primul rând mama educată ca să continue și să ajute și să susțină moral și să susțină fizic și să susțină persoana respectivă. Îmi pare bine că ați spus în echipa terapeutică familia sau cei apropiați. Pentru că noi profesioniști avem nevoie de ei, indiferent că se numește psiholog, kinetoterapeut, terapeut ocupațional, nu mai zic medic și așa mai departe, persoane care a căror decizie este deosebit de importantă, în această echipă își găsește loc și familia. Poate că ar fi util să facem diferențierea aceasta între terapeut ocupațional și kinetoterapeut. Pentru că sunt două profesii mai, nu pot să le spun noi, dar poate exista oarecare confuzie. În general, pe diferențierea terapeut ocupațional, psiholog sau psihoterapeut e mai ușor de făcut, dar cu kinetoterapeutul cred că ar fi util pentru telespectatorii noștri ca să înțeleagă exact. Kinetoterapeutul se ocupă strict de mișcare. Terapeutul ocupațional, prin ocupație, prin ceea ce face el zilnic, deci nu neapărat
trebuie să-l pun să fac 100 de flotări că vreau eu să-i dezvolt musculatura. Pot să-i găsesc alte activități prin care să-i fac timpul să-i fie plăcut. Exact. Și să-i îmbunătățesc starea de bine. De-aia zic că acum referindu-mă la bolnavii psihici care din punct de vedere fizic sunt perfect, ok, pot să alerge la maraton fără probleme, n-au nevoie de kinetoterapeut, în schimb au nevoie de terapeutul ocupațional, pentru că îi poate găsi o activitate care să-i umple timpul și să nu se gândească la boala lui, pentru că sunt foarte mulți care, stând acolo, mai ales cei care sunt instituționalizați, stând între patru pereți, încep să aibă tot felul de gânduri, știu eu, poate mai puțin plăcute. Mai puțin plăcute, adaptative și sanogene, uneori. Chiar am fost la un workshop la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu și am rămas plăcut surprinsă că au făcut și o grădină terapeutică unde îi scot afară pe bolnav să lucreze, au un centru de tâmplărie pentru bărbați, pentru că aveau înainte atelier de pictură, atelier de croșetat, tricotat, bărbații nu-și prea găseau locul. Și au reușit să acceseze fonduri și să obțină finanțări pentru atelier de tâmplărie. Și chiar am zis, îmi pare rău că în Alba Iulia nu s-au gândit să facă și uite că Sibiu a făcut acest lucru. Probabil că s-au gândit, n-au reușit și așa mai departe. Probabil că încă nu știm noi. Probabil că există și acum se demarează, nu exact. Știu, nu pot să spun. De asta am zis mai relativ, pentru că lucrurile sunt vaste, în mișcare și din câte știu, a fost o abordare întreagă în România în domeniul sănătății mentale și există o legislație care prevede existența pe lângă centrele de sănătate mentală a unor astfel de spații pentru terapie ocupațională, ergoterapie și așa mai departe. Îmi pare bine că ți-a dus în prim plan faptul că un terapeut ocupațional își poate găsi utilitatea atât în ceea ce privește o persoană, un client, un beneficiar care suferă de o dizabilitate fizică, dar și psihică. Deci terapeutul ocupațional nu își are rolul doar în echipa terapeutică a unei persoane care suferă doar pe plan fizic. Și foarte bine, cum ați spus dumneavoastră, că îl poate ajuta, eu știu, cazuri, de exemplu, de persoane cu probleme de sănătate mentală, care după o anumită cronicizare a tulburării apar probleme la nivel social, la nivelul autoîngrijirii, îngrijirii locuinței și așa mai departe. Și un astfel de terapeut ocupațional îi ajuta, de exemplu, efectiv să redescopere plăcerea de a-și face singur de mâncare. Exact. De a-și face un sandwich. Să faci un sandwich, dar care să aducă oarecare satisfacție în viața omului. Să efectiv să îmbunătățească această calitate a vieții de care noi tot vorbim și care la un moment dat poate părea un termen desuet lipsit de substanță. Dar vă rog să mă credeți că efectiv aceste mici intervenții, mici ajutoare sau efectiv aceste servicii de terapie ocupațională pot aduce un plus în viața unui om. Și foarte important să conștientizăm lucrul ăsta. Și chiar mă bucur că ați adus în vedere acest exemplu și o să vă rog să trecem la un alt exemplu. Pentru că ne-ați spus la începutul emisiunii că terapia ocupațională poate fi oferită copiilor, indiferent de vârstă. Haideți să ne referim la copii. Am vorbit în general despre adulți. Haideți să ne referim să vedem cum terapia ocupațională poate să fie de folos unui copil. Și poate ne dați câteva categorii de diagnostic sau diagnostice în care terapeutul ocupațional își are un rol important.
Acum depinde. Sunt acei copii în care au probleme numai motorii sau sunt acei copii nefericiți, pot să spun, în care se combină retardul atât motor cât și psihic. Am înțeles. Cu acei copii se lucrează mult mai greu. Dar dacă reușești acelor copii să le redai speranță, să le redai un pic din starea de bine și să-l înveți anumite lucruri, să-l înveți efectiv să reușească el singur să mănânce, pentru că sunt persoane care poate ajung la vârste adulte și deci nu sunt în stare să mănânce, dar cu răbdare și cu multă, multă răbdare ajungi să îl faci să mănânce, ajungi să îl faci să reușească să se îmbrace singur, să devină independent, înseamnă foarte mult. Chiar dacă el are un retard mental destul de sever, dacă reușește lucrurile acestea, e un progres. Da, este un progres. Atât pentru el, cât și pentru familie. Cât și pentru familie, pentru că dacă mama nu mai trebuie să îl hrănească toată ziua, dacă mama nu mai trebuie, sau știu eu, dacă reușește să conștientizeze anumite necesități fiziologice... Exact la asta mă gândeam, să știți. Anumite necesități fiziologice ca să poată să spună când are nevoie de anumite lucruri, e foarte... Am văzut un astfel de caz în care o persoană și-a pierdut astfel de abilități de a funcționa din punct de vedere al nevoilor acestor fiziologice de a merge la baie. Deci, efectiv, din cauza unor factori de mediu, probleme și așa mai departe, o tulburare pe fondul unui retard sever, nu mai simțea. Cu sprijin a reușit foarte frumos, pe o durată de un timp îndelungat, a reușit să redobândească un astfel de control. Cu diferite tehnici, strategii, metode specifice domeniului, s-a reușit. Pentru că persoana și înainte avea oarecare funcționalitate ridicată, la un moment dat a pierdut-o. Și a redobândit-o ulterior prin astfel de intervenții specifice. În primul rând, există trei componente pe care se bazează terapia ocupațională. Una este ocupația, mediul și, bineînțeles, clientul, persoana. Deci, acestea trei trebuie să funcționeze într-un tot unitar ca totul să se desfășoare să fie ok. Deci, dacă toate acestea funcționează cum trebuie, atunci este în regulă. În momentul în care una începe să scârție, trebuie să vedem în celelalte două părți cum putem să echilibrăm balanța, ca totul să fie ok. Vreau să mergem cu discuția într-o zonă mai puțin confortabilă. Pentru că știm amândoi de faptul că în România zilelor noastre viața e scumpă. Am pomenit de niște adaptabilități. Cum și le permite un om care are un salar, un venit mediu sau minim chiar pe economie și dacă nu și le permite, de unde poate primi ajutor? Sunt anumite lucruri care se pot și confecționa. Deci, efectiv, să ți le faci singur. Mă bucur că ziceți lucrul ăsta. Pentru că o persoană pricepută poate, efectiv, cu o oarecare imaginație, un tâmplar priceput poate să facă un scaun exact, pentru a așeza pe cada de duș
pe cadă, astfel încât persoana să poată face baie. Exact. Sau un scaun la care îi se poate tăia șezutul, se așează o găleată și nu-l mai tot transporti și să-l tot iei în brațe, să-l ridici, să-l muți pe vasul de toaletă sau așa mai departe. Deci se pot și cu cheltuieli minime face. Păcat că la noi iară ne lovim de lipsa banilor și casele de asigurări de sănătate nu îți oferă cum, de exemplu, se oferă în străinătate. În momentul în care există o persoană, chiar discutam cu cineva care îngrija o bătrânică în Germania și îmi povestea că acea bătrânică a făcut escare. Escare se fac de la statul în pat, pe aceeași zonă e o compresie, nu mai circulă sângele, se necrozează. În momentul în care au văzut că a apărut, casa de asigurări de sănătate a venit și le-a schimbat patul cu saltea cu apă, ca să nu se partiția greutății să se facă diferențiat și nu să stea exact pe același loc. Am zis, o să vreau să văd și la noi în România așa ceva. Dar poate că și cei persoanele care ne urmăresc astăzi și care merg cu gândul acum 10 ani, la fel ar pomeni și despre apariția terapeutului ocupațional, care acum 10 ani, ca și profesie, era de neimaginat. Deci acum 4 ani de zile nu știam cu ce se mănâncă. Deci nu știam. În momentul în care doamna Talpaș a venit și mi-a spus va fi o secție nouă de terapie ocupațională, am zis, dar ce e aia? Zic, ce struț o cămilă mai fi? Nu știam, deci sincer, nu știam. Și acum 90% din populație, dacă o întrebi, stă și se uită și o să zică, îmi găsești și mie de lucru. Confuzie care este, da, pentru faptul că apare acel termen ocupațional, exact, lumea se gândește imediat, mai ales cum este criză de locuri de muncă, se gândește, vai, găsește-mi și mie un job, găsește-mi și mie. Dar este foarte important ca, chiar dacă nu suntem la nivelul și știm fiecare că poate nici în domeniul ăsta, nici în alte domenii, nu suntem la nivelul Europei de Vest, cel puțin e bine să ne uităm că lucrurile funcționează într-o oarecare măsură. Poate că nu în cea care ne dorim noi, dar atâta timp cât lucrurile se mișcă, putem să avem o anumită speranță. Și faptul că noi putem astăzi realiza o astfel de emisiune, eu zic că e minunat, mai ales pentru faptul că avem dreptul la liberă exprimare, mai ales pentru faptul că există acești terapeuți ocupaționali și dumneavoastră ați avut amabilitatea să veniți aici în platou. Și eu mă bucur că am reușit să fac parte din prima promoție și o promoție care a fost, pot să spun eu, alcătuită din niște persoane deosebite. Media de vârstă fiind undeva în jur de 35 de ani, majoritatea fiind la a doua facultate, altfel am înțeles și altfel am perceput această meserie și cred eu că vom reuși să facem cunoscută această meserie. Așa, și să o faceți cunoscută și lumea să conștientizeze faptul că existența unui terapeut ocupațional într-o echipă terapeutică aduce un plus. Un plus pe care noi ceilalți specialiști nu-l putem da, pentru că există ceva specific care se numește terapie ocupațională și ar fi util să existe în orice echipă terapeutică care abordează o persoană cu nevoi care sunt specifice intervenției din terapie ocupațională. Am lăsat pe finalul emisiunii discutarea rezultatelor. Deși ne-a spus că unele apar greu, ce ar însemna până la urmă un rezultat bun atunci când un terapeut ocupațional face o intervenție? Deci nu pot să-mi atribui meritele mie.
dacă rezultatul se va obține, se obține de către toată echipa. Toată echipa a funcționat ca un mecanism la ceas. Dacă o rotiță nu este, ceasul se oprește. Când ceasul merge, înseamnă că totul a funcționat cum trebuie și de aceea nu pot să zic că meritele sunt ale terapeutului ocupațional sau ale altuia. Este acelui mecanism. Deci nu și ca și rezultate, nu pot să vă spun că am obținut rezultate foarte, foarte multe. Am făcut voluntariat și la azil, centru de persoane vârstnice, era așa. Să zic. Și cred că le-am înseninat puțin cu timpul nostru. Chiar dacă nu material, deci efectiv nu am dus bani și așa, dar faptul că ne-am răpit din timpul nostru și ne-am dus și am povestit cu ei și ne-am petrecut timpul împreună cu acele persoane care nu au efectiv poate pe nimeni, zic că a contat pentru starea lor psihică, pentru starea lor de bine. Așa cum ziceam adineaori, calitatea vieții e greu de măsurat. Foarte greu. Și de aceea poate că profesioniștii din domeniul umanist, cum e terapia ocupațională, psihologul și așa mai departe, au ca și obiect de lucru omul și rezultatele nu pot fi tot timpul cuantificate. Am pus întrebarea referitor la rezultate ca să, tocmai din dorința de a relativiza rezultatele, astfel încât oamenii să conștientizeze că rezultatul poate fi uneori la nivel emoțional, apropo de exemplu dat adineaori, cu persoanele în vârstă care au nevoie de o anumită socializare, de a discuta efectiv, lucru care le crește efectiv calitatea vieții în momentul respectiv și chiar pe o perioadă îndelungată uneori. Sau sunt persoane, de exemplu, cele cu probleme cu dizabilități motrice, locomotorii, unde rezultatele sunt mult mai pregnante, mult mai vizibile. Ați pomenit de AVC, de accidentul vascular cerebral, unde etapizat în anumite perioade pot apărea evoluții, recuperări chiar, surprinzătoare, exact, chiar spectaculoase, recuperări apropiate de funcționalitatea inițială a persoanei. Am vrut să relativizăm aceste rezultate doar din dorința de a nu crea un standard, că apar rezultate și apariția lor trebuie să fie mare. Dacă este mare, este îmbucurător. Dar fiecare pas mic înseamnă ceva pentru acea persoană care înainte nu putea să facă nimic. În momentul în care recuperează câte un pic, pentru acea persoană eu zic că este foarte mult. Și trebuie să ne bucurăm de lucrurile mărunte. Mult mai mult decât de... Dacă s-ar inventa și dacă s-ar găsi așa peste noapte cineva care astăzi am avut o problemă, un accident și mâine mă face bine, cred că ar lua premiul Nobel. Cred că ar lua premiul Nobel. Știm că lucrurile astea nici pe plan emoțional nu se pot face. Astăzi sunt trist, mâine nu o să fiu 100% bucuros cu exactitate, ci poate că durează până când cineva își revine, dar aminte atunci când vorbim de lucruri care se întâmplă la nivel fizic, care sunt uneori cronice, perioade îndelungate de timp și așa mai departe. Ați spus în fraza dumneavoastră un lucru frumos pe care vreau să repetăm și cu care vreau să încheiem, dragi telespectatori, emisiunea noastră din această seară. Lucrurile mici contează. Contează foarte mult. Mi-a plăcut că ați spus acest lucru pentru că ați dat o importanță deosebită emisiunii din seara aceasta, care este ceva mic. Dar care să sperăm că o să conteze. O să sperăm că o să conteze pentru dumneavoastră, dar și spectatori, pentru noi a contat cu siguranță pentru mine ca și experiență de a avea invitat în această seară pe doamna Delia Cristina Cordon, terapeut ocupațional, și sper ca să aveți o activitate cât mai fructuoasă
să alinați și să aduceți, să îmbunătățiți calitatea vieții cât mai multor oameni și sper ca această profesie nouă apărută pe piața muncii din România să aibă cât mai mult succes, pentru că sunt conștient că lumea are nevoie. Doamna, mulțumesc frumos pentru invitație, mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase, pentru urările făcute și țin să mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați promovat această nouă meserie care este, zic eu, așa un pic de pionierat în România, care face la ora actuală un pic pionierat în România. E un pionierat în terapia ocupațională din România, dar e o nevoie stringentă. Oamenii au nevoie de această profesie, au nevoie de dumneavoastră ca și specialiști și sperăm ca această nevoie să fie încet, încet atenuată și să puteți aduce un zâmbet pe buzele oamenilor. Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră din această seară. Dragi telespectatori, nu mai rămâne aproape nimic de spus după această emisiune maraton. Eu așa m-am simțit tot timpul în priză cu doamna Cordon aici lângă mine. Am avut un subiect substanțial de discutat. Sper că și dumneavoastră v-ați simțit bine alături de noi. Noi vă urăm o seară plăcută, sperăm să ne reîntâlnim mai buni săptămâna viitoare, din nou, miercuri seara, la ora 19, la Călători către noi înșine. O călătorie plăcută până săptămâna viitoare. La revedere!